Haideți vă arăt cum preparați această delicioasă prăjitură cu blat din cacao și sos de caramel. Pentru caramel avem nevoie de 200 de grame de zahăr pe care l-am pus într-o oală, am pus oala pe foc și după ce zahărul nostru a devenit caramel, am adăugat 150 de grame de frișcă, am pus și 3 cubulețe de unt, amestecăm continuu și mai punem oala pe foc în 4-5 minute, după care sosul nostru de caramel este gata, se lasă la răcit. Pentru blat avem nevoie de 180 de grame de făină, 4 linguri de cacao, jumătate de lingură de cafea, un plic de praf de copt, puțină sare și amestecăm bine. O să ne ocupăm de blat. Avem nevoie de 80 de grame de zahăr, am adăugat 8 ouă, 90 de ml de ulei, coajă de lămâie, esență de rom și amestecăm totul bine până zahărul va fi dizolvat. După ce ouăle noastre sunt bătute bine cu zahărul, începem să adăugăm făina cu cacao treptat amestecați continuu. După ce compoziția noastră este gata, am pus-o în această tavă cu dimensiunea de 35 cm și am lăsat totul la cuptor la 180 de grade timp de 40 de minute. Acum o să facem un sirop, avem nevoie de 300 de ml de lapte, am adăugat 120 de grame de lapte condensat, esență de rom și amestecăm bine. Pentru cremă avem nevoie de 400 de grame de frișcă, 400 de grame de mascarpone, am îndulcit totul după gust cu lapte condensat, am pus și niște esență de rom. După ce blatul nostru este gata, am tăiat marginile și am însiropat cu lapte. Am folosit și această formă reglabilă, am început să adaug crema, apoi am luat niște biscuiți pe care i-am înmuiat în lapte și am adăugat ultima parte rămasă de cremă. Am întins bine, după care am pus sosul de caramel. Am uitat să menționez, din frișca bătută trebuie să puneți deoparte cam 4-5 linguri într-un poșt, apoi după ce am pus deasupra sosul de caramel, am început să pun frișca. Cu un bețișor am început să mă duc pe toată lungimea prăjiturii. Nu trebuie să apăsați foarte tare. Prăjitura se lasă la frigider peste noapte pentru cele mai bune rezultate sau pur și simplu pentru 4 ore. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Aș vrea să știu voi de unde mă urmăriți. Aștept comentariile voastre. Uitați cât de bine arată și după cum vedeți nu ai nevoie de foarte multe ingrediente decât cele clasice. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!